O nouă poluare accidentală cu levigat la deponeul ecologic de la Bârcea Mare. Instituțiile de protecție a mediului, dar și reprezentanții Apelor Române s-au aflat astăzi pe teren pentru a evalua situația. Lichidul rezultat în urma depunerii deșeurilor și-a croit drum peste terenurile cultivate ale oamenilor pe o lungime de aproximativ 4 km. Autoritățile le recomandă proprietarilor de teren să nu își lase animalele să pască acolo și să nu cultive acele parcele până când nu vor fi emise rezultatele analizelor de sol și apă. Am fost sesizați de către colegii de la Garda de Mediu de existența acestei poluări accidentale. Așteptăm confirmarea atât din partea Gărzii de Mediu, în ceea ce privește operatorul responsabil, cât și din partea sistemului de gospodărire a apelor, care să identifice care au fost impactul asupra apei. Urmează apoi să solicităm operatorului responsabil să demareze procedura de investigare a solului și identificarea măsurilor de remediere proporționale cu gradul de afectare al solului datorat acestei poluări accidentale. În anii precedenți, experții care au investigat solul au propus o variantă de remediere naturală, pentru că compușii existenți în levigat sunt destul de greu de eliminat prin alte metode. Până atunci, deținătorii terenurilor afectate de poluarea cu levigat vor fi atenționați să nu cultive aceste terenuri și să nu lase animalele să pască pe aceste terenuri.